Alo? Alo, Mariana, bună seara. Bună seara. Eu mă numesc Slavic, sunt un prieten de-al lui Vasea, prietenul tău. Uh-huh. El ne-a dat mesaj, adică după asta și-am vorbit, ne-a spus că la tine s-a stricat frigiderul. Da. Poți să-mi spui ce fel de frigider e? O, e marcă de asta foarte veche, dacă își spun. Tu ești la lângă dânsul? Da. Ah, ia uite. Saratov, am înțeles. Dar tu poți să te uiți la dânsul din urmă? La dânsul, tu poți? Stai un pic. Dar ce anume să văd? Uite, este o setcă acolo. Da. Este o setcă. Uite, este murișca după setcă. Stai. Eu nu trebuie să fie în jos. În drept cu dânsa, așa... În primul rând, scoate frigiderul din priză, da? L-am scos, el e scos, scos din, da? Priză. Ia uite, setca e mare, da? La dânsul. Da. Și motorul e subt. Motorul e subt, dar tu vezi motorul? Da. Ieți un stilou sau o crenguță ceva lângă tine, ai? Aha. E un stilou și uite acolo dintre legătura dintre motor și murișcă. Se vede murișca? Nu văd. Tu vezi numai motorul? Da, din urmă. Ea bate... O spirală lungă. Așa, spirala încă e acolo. Dar spirala ce culoare, da, are? Închisă, ca fiind eu închis. Aha, nu s-o înălghit. Nu e albă cu de-asta, cu ceară de asta. Nu. Ia e tucul și dă-i în motor. Să aude o sunetul. Stai să... Adică pune... Da, cu cuțetul spate? Deci, cuțetul, dar numai cu asta, cu mânierul. Mm-hmm. Dar dă-i să aud și eu, pune-i în telefonul. Stai. Nu. Pune, când bat, să pune mobilul cât mai aproape din motor. Aha, stai. S-a auzit? Da, s-a auzit. Asta nu e de la motor. Spirala tot? Ajungi și la spirală? Da. Ia dă-i în spirală. Gata. Asta tu în spirală ai dat? Da. E de pe tare. La tine spirală ai de genă. Da? Oricum trebuie să vin la tine, dar... Dă să mai încerc ceva. El are mult zilnic, Saratov ăsta. Da. E deschidim. Are așa, el e mic. E mic de tot. Ca o cutie. Deschidim urozilnicul. Da. Dar e curat. Dă-i în peretele din stânga. Sau bate tot așa. Stai. El e ca un fel de... Eu nu are, în primul rând, mărziu ca asta, cum se cheamă. E un fel ca un fel de coș, așa, să ai înată niște bolduri. Da, știu eu de care. Tu dai, da. Dar nu, și nu poți ajunge în peretele stânga, din stânga să dai. În peretele din stânga la mărzilcă? Da. Dă-i că eu sunetul, să văd, să-mi dau seama că dacă nu mai la spirală sau de la tine la mărzilcă, puteți să ardă tot frigiderul, adică nu la mărzilcă asta. Că toate aparatele astea, Saratov arde la mărzilnic. Ia dă-i, bate în stânga. Gata. Stânga n-are nică. Ia în dreapta. Gata. Cât de adânc e acolo? Ajungi în capăt, în peretele din capăt. Nu se atinge peretele la frigidea. Nu, tu dai cu mâine, cu cuțetul și în peretele din spate, să aud sunetul. Mâna, de fapt, am împălit. Cu mâna nu trebuie, că mâna nu are sens. Și eu... E un talk show. S-auzi? Nu, n-am auzit. Pune telefonul când bați, pune-l deodată acolo. Uh-huh. Aha, s-aude ecou. Da. Înseamnă că e de la dânsa. E și de la spirală și de la mărzilcă. Mhm. Dar el e galben? Înăuntru e galben? Frigiderul? Nu, e alb. Ea are de ce ea pentru ouă? Nu. O avut, cred că, dar nu știu, că a rămas numai rama. Dar cât e numai rama? Dar cât e de astea are, etaje de astea? Unu. În care, unul care ține un fel de asta, o sachetă de plasmat, dacă chiar se dezgheață la frigider, apă scade în prânsa gheața sau apa. Stai, Alex, să-mi scriu spirală. Saratov, zici?
Saratov. Morozilca, spatele din spate. Ia bati în rama și pentru... Pentru ce? Să văd dacă nu are legătură, dacă nu sfiri lângă conexiunea dintre Morozilca și asta de ouă. Da, oamenii stau la ușă. A, pe mine îmi trebuie să văd dacă nu are legătură cu ușa. Pentru că mult curent trece și prin ușă și câteodată poate să ardă din cauza la ușă. Ia bate în asta. Nu are pentru ouă, nu are nimic. El pur și simplu așa sunt la ușă două lese de alumină, așa un fel de mânie. Uh-huh. În care sunt gărăfile, eu știu, maioneză, dacă pui acolo. Ascultă la mine, eu azi mă lămăresc cu Vasea, eu azi îi spun cam cât costă toate variantele astea. Croce, la tine așa spirala, e vreo 60 de lei la Saratova este. Vă trebuie să-l reparați sau nu? Apropo, eu nici nu m-am întrebat. Eu nu știu, dacă-l conectez mâine și el nu s-aprende, cred că să-l reparăm, a să-l țiem. Adică ca să înțelegi, adică eu am mai conectat, am mai făcut este și nici nu faci să mai vin la loc acolo, că să fac, e clar, că majoritatea ei le-au același. Același, a? Adică nu faci să le reparăm, că te-am gata? Nu, el face, dar eu am impresia că la tine spirala încă poate, dar asta de la Morozil, că de la acolo, de la peretele și ăla din fund, asta permanent. El nu miroasă în frigider. Nu. Uite, nu te supăra, mai bate, te rog, încă o dată în spate, la Morozil. În spate. După frigider, da? Nu, în morozilcă, da. Și după asta e să bați și dăm ușa acolo încă o dată. Hai. Uh-huh, bine. Gata. E clar. Și bate din urmă la frigider încă o dată și gata. Din urmă unde? De psetcă, chiar psetcă bate. La setcă? Da. Chiar pe dânsa? Chiar pe dânsa, că unde le pleacă acolo și se duc și... Uh-huh, acolo. Am înțeles. Bun, Mariana. Încă o dată. Mai bate o dată, da. Acum vreau să spun că eu sunt Anatol Mielnic, sunt de la Jurnal FM, suntem în emisie direct, a fost o farsă.